Iubiți mele, pașii conduci și la ape de odihnă, Doamne, Tu mă duci. Duhul Sfânt îmi dă putere când furtuna e grea și cuvântul Tău lumină pe cărarea mea. Pe cărarea vieții mele, pașii mi conduci și la ape de odihnă, Doamne, Tu mă duci. Duhul Sfânt îmi dă putere când furtuna e grea și cuvântul Tău lumină pe cărarea mea. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Cum își va ținea cărarea tânărul curat într-o lume așa murdară, plină de păcat? Doamne, dă-mi, Te rog, putere să trăiesc frumos, cum învață Sfânta Carte să fiu credincios. Cum își va ținea cărarea tânărul curat într-o lume așa murdară, plină de păcat? Doamne, dă-mi, Te rog, putere să trăiesc frumos, cum învață Sfânta Carte să fiu credincios. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Există după moarte o veșnicie, există după moarte un nesfârșit, un nesfârșit de chin sau bucurii, depinde cum aici tu ai trăit. Să nu te înșel crezând că-și după moarte se va sfârși cu tine și atât. Vei da curând o mare socoteală de tot ce ai făcut pe acest pământ. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Pe bun Mântuitorul, erai un rob păcatului și atât. Slugeai în lumea băgii de pofte și nu ai fost nici când tu fericit. Există după moarte o veșnicie, acolo lacrimi nici nu vor mai fi. Acolo suferința și durerea s-ar transforma numai în bucurie. Cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Strâng cuvântul Tău în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva Ta. Ce faci tu aici, Ilie? Omul a întrebat. Am fost plin de râmă, Doamne, și de frică m-am retras. Ce faci tu aici, Ilie? Domnul a
izolată într-o peșteră din munți. Robul domnului Ilie a intrat să stea ascuns și cuvântul domnului astfel mi-a vorbit: ieși afară, stai pe stâncă și ai să mă asculți. Ce faci tu aici, Ilie? Domnul l-a întrebat. Am fost plin de râvnă, Doamne, și de frică m-am retras. Ce faci tu aici, Ilie? Domnul l-a întrebat. Am fost plin de râvnă, Doamne, și de frică m-am retras. Ascult acum, robul meu, să nu te teme de niciun rău, de vei lucra prin credință, Domnul-ți va da biruință și vei vedea cu ochii tăi răsplătirea celor răi. Căci eu, Domnul, sunt cu tine și voi lupta pentru tine. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Domnul l-a întrebat. Am fost plin de râvnă, Doamne, și de frică m-am retras. Ce faci tu aici, Ilie?